din străvechea cetate a Marii Uniri de la Alba Iulia, leagăn al culturii românești, vă aducem vestea bună a lui Dumnezeu, mântuirea sufletelor noastre, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mântuitorul a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cuvântul Sfânt ne arată: dacă veți cunoaște adevărul, lumina adevărului vă va face slobozi de robia păcatului. Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit din nou la emisiunea Miracolul Creștin. Sunt pastorul Marius Hațegan, oaspetele dumneavoastră în această seară minunată, o seară de duminică, o seară închinată lui Dumnezeu. Așa cum știm, ziua de odihnă, ziua lui Dumnezeu, sabatul lui Dumnezeu este duminica și ne bucurăm ca într-o zi de duminică să putem să realizăm și această emisiune Miracolul Creștin, o emisiune cu tradiție aici în Alba Iulia și în județul Alba. Așa cum spuneam și altă dată, anul acesta împlinim 22 de ani de emisiune. Slăvit să fie numele Domnului, datorită Lui suntem ceea ce suntem, datorită Lui facem această lucrare și dorim ca și în această seară numele Domnului să fie glorificat, onorat și binecuvântat. O să continuăm în această seară cu studiul pe care l-am început cu o săptămână în urmă despre sfințenie. Așa cum vedeți, suntem la a doua parte a studiului nostru despre sfințenie. Sperăm să terminăm în această seară studiul nostru, meditația noastră, și săptămâna viitoare să începem ceva interesant despre care vă vorbeam de mai multe emisiuni, și anume începem să studiem Apocalipsa. Luăm cartea Apocalipsa și o să mergem 2-3 capitole în fiecare emisiune, le discutăm, le cercetăm, facem referiri din Vechiul Testament, în special cartea prorocului Daniel, Ezechiel, Zaharia, și încercăm să mergem până în final și să tragem o concluzie a cărții Apocalipsa. De ce suntem în momentele în care evenimentele prorocite de 2000 de ani în cartea Apocalipsa încep să se împlinească unul către unul? Părerea personală este că suntem generația care vom vedea sfârșitul, suntem generația care suntem într-un fel favorizat de Dumnezeu să înțelegem mai multe lucruri cum n-au înțeles alții înainte. În prorocul Daniel spune cuvântul Dumnezeu că în finalul lucrării, în vremurile din urmă, cunoștința va crește. Ei, vreau să vă spun că cunoștința a crescut atât pe linie spirituală cât și pe linie pământească. Vedem cum este o explozie de tehnologie, o explozie de înaintare în procesoarele acestea cu care noi facem calculatoare. Vreau să vă spun că acum 30 de ani eram, cred că prin anul 1990, am plecat în America în 84 și cam prin anul 90 am ajuns să lucrez la o firmă de calculatoare, de depanator de calculatoare. Era un inginer rus, un prieten de-al meu, ne împrietenisem la școală, mergeam seara la seral să învățăm limba engleză și eu și el. Și el deja era la o firmă mare care repara calculatoare și în special repara mainframe-uri, deci asta ar cum ar veni serverele din ziua de astăzi. Ei, vreau să vă spun că un server din ăla era imens de mare. Adică și n-avea capacitatea nici de 10% cât are un telefon mobil care le avem astăzi. Vă dați seama ce a crescut tehnologia și puterea de a comprima lucrurile și de a crea procesoare foarte puternice și foarte mici. Ce să mai... Și de aceea spun că suntem o generație favorizată
fiindcă avem la dispoziție toate aceste tehnologii, putem să cunoaștem instantaneu ce se întâmplă pe fața Pământului prin rețeaua de internet, care nici nu visa nimeni la așa ceva pe vremuri, și alte și alte lucruri, dar suntem expuși și la o largă, vastă cunoștință a Cuvântului lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Așa că ne bucurăm de toate aceste lucruri și dorim, tocmai prin faptul acesta, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Înainte de a începe misiunea, haideți să facem o rugăciune și să îl invităm pe Dumnezeu să vină El în mijlocul nostru și să fie El sprijinul nostru, ajutorul nostru și în această seară. Mă iertați! Doamne Dumnezeule, Dumnezeu al Avram, Isaac și Iacov, Tatăl nostru Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, te invităm, Doamne, să privești cu ochi de milă, te rugăm să ne ajuți în această seară ca să putem să ducem la bun sfârșit și această emisiune. Te rog să lași ungerea ta proaspătă peste robul tău, să lași călăuzirea Duhului tău cel Sfânt, să pui garda ta de îngeri păzitori, să ajuți, Doamne, ca robul tău să poată să vestească cuvântul tău, să străpungi inimile celor ce văd și ascultă această emisiune, ca oamenii să se întoarcă, Doamne, la tine prin pocăință, ca tu să-i poți, Doamne, mântui și să poți, Doamne, să le oferi viață veșnică. Te rog să zădărnicești orice plan vrășmaș, să nimicești orice arme care se ridică împotriva noastră, să binecuvintezi tu televiziunea Alba Caruna TV, asistența tehnică, să păzești, Doamne, să binecuvintezi rețelele de transmisie și, Doamne, fă ca această veste bună, mesajul Evangheliei, să ajungă cât mai departe și în special până la capetele pământului. Încredințăm această lucrare în mâna și în brațul tău și robul tău îți mulțumește, te laudă și te binecuvântează Tată Ceresc în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin! Amin! Astăzi a fost o zi specială pentru noi în Biserica Maranata și sunt multe biserici evanghelice care practică lucrul acesta. Ne-am împărtășit cu cina, respectiv sângele și trupul Domnului. Noi o facem o dată pe lună, în prima duminică din lună facem această lucrare și mulțumim Domnului că am putut să ne împărtășim cu Cel ce este viață, cu Domnul Iisus Hristos. Domnul spune, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață. Așa că a fost o lucrare minunată, mulțumim Domnului pentru toți cei ce au venit să se închine alături de noi și au participat la această sărbătoare, o numim noi, o zi specială, ziua de împărtășire. Ce să zic, nu prea avem noutăți multe, haideți să intrăm în studiul nostru și dacă o mai fi ceva, mi-aduc aminte pe traseu, am să vă vorbesc. Aș vrea să vă luați un creion, să vă luați notițe, cei care vreți să vă adânciți în cuvânt, care vreți să descoperiți mai multe lucruri și să studiați în paralel, vă îndemn să luați un creion și să vă luați notițe. Eu, în general, atunci când vorbesc, dau și pasajele din Scriptură de unde citesc sau de unde scot anumite lucruri, căci aș vrea ca să mă puteți verifica, să nu credeți că vorbesc de la mine, nu vreau să vorbesc nimic de la mine, ci tot ce vorbesc, să vorbesc din partea lui Dumnezeu. Cuvântul spune, cine vorbește să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Așa că și în această seară vreau să vorbesc din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. Bun. Săptămâna trecută am început studiul nostru și arătam câteva lucruri interesante. Fac o mică recapitulare ca pentru cei care n-ați urmărit emisiunea trecută să putem să legăm lucrurile. Deci arătam că și cuvântul sfânt înseamnă nici mai mult, nici mai puțin, ci pus deoparte. Când ceva este pus deoparte, Biblia spune că acel ceva este sfânt. Și Biblia ne spune că Dumnezeu este sfânt. Acum, ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? Asta înseamnă că Dumnezeu este despărțit, este separat mai întâi de creația Lui. Dumnezeu ca și creator, pe care ne-l prezintă Biblia, nu se confundă cu creația sa, nu este ca în religiile panteiste păgâne când Dumnezeu se contopește cu creația sa și spune că Dumnezeu este în flori, în nori, în stele, în munci, așa mai departe și se confundă cu ele.
De aceea păgânii se închină la vaci, la tăritoare, la copaci, la soare, fiindcă în gândirea lor păgâne Dumnezeu se contopește cu toate aceste lucruri. Biblia ne spune că Dumnezeul nostru este dincolo de tot ce există din veșnicie în veșnicie. Înainte de a fi cerul și pământul, Dumnezeu este și a fost Dumnezeu. Sigur că nu mai intrăm în amănunte. Arătam căci în învățătura Bibliei despre sfințire descoperim trei aspecte ale sfințirii, și anume sfințirea pozițională, sfințirea progresivă și sfințirea finală. Și despre sfințirea pozițională am spus că este lucrarea Dumnezeu prin care ia un om, un bărbat sau o femeie, ia o ființă umană și Dumnezeu pune ființa aceea deoparte pentru el. Când Dumnezeu te sfințește pozițional, El te ia din lumea aceasta a păcatului și te strămută într-o altă lume, într-o altă împărăție. Amin? Și sigur că este împărăția luminii. Nu mai intrăm în detalii, deci am încheiat săptămâna trecută cu sfințirea pozițională și astăzi sper să reușim să acoperim celelalte două părți, respectiv sfințirea progresivă și sfințirea finală. Bun, sfințirea progresivă este lucrarea lui Dumnezeu în care, în mod practic și progresiv, în fiecare zi Dumnezeu ne pune deoparte pentru El. M-a transformat și m-a transferat în împărăția Lui și zilnic Dumnezeu lucrează ca să fiu pus deoparte pentru El. Când am ajuns aici, Dumnezeu nu-și întoarce spatele și ne spune la revedere. Ne vedem în veșnicie. Când am ajuns aici, Dumnezeu petrece timp cu noi în fiecare zi și lucrează ca în fiecare zi să fim puși deoparte pentru El. Să vedem cum lucrează Dumnezeu ca progresiv și practic în fiecare zi să fim puși deoparte pentru El. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, cu 17, spune: Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Dumnezeu ne sfințește practic și progresiv în fiecare zi prin cuvântul Lui. Asta înseamnă că Dumnezeu vrea să-și imprime cuvântul Lui în fiecare zi în viața noastră. Cuvântul Lui Dumnezeu este acela care în fiecare zi ne deschide ochii să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. În fiecare zi ne deschide ochii să vedem promisiunile Lui Dumnezeu, să vedem planul Lui Dumnezeu, gloria care a pregătit-o Dumnezeu pentru noi în veșnicie. Citind cuvântul, îi cunoaștem planul, îi cunoaștem voia, îi înțelegem intențiile și cuvântul acela ne umple inima de bucurii și ne face să gândim ca Dumnezeu, să trăim ca Dumnezeu, adică să fim de natură dumnezeiască, Dumnezeu vrea să fim ca El. Cuvântul acesta ne sfințește în fiecare zi și ne sfințește progresiv. Întrebarea este, am timp eu, petrec eu timp cu cuvântul lui Dumnezeu? Să ne sfințim în fiecare zi prin cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să vedem cum ne petrecem timpul și cât timp îi dedicăm lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu ne arată greșelile noastre, imperfecțiunile noastre, este ca o oglindă. Toate lucrurile care trebuiesc schimbate și dacă nu am vreme, nu-mi fac timp pentru cuvânt și nu las cuvântul să lucreze sau să transforme, să schimbe ființa mea, eu nu cresc în sfințenia mea, în punerea mea deoparte pentru Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie viu și lucrător în viața noastră a credincioșilor și Apostolul Pavel ne spune în Coloseni 3:16, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Dar ce se întâmplă când nu ascultăm cuvântul? Atunci Dumnezeu lucrează la sfințirea noastră progresivă cu altă metodă. Schimbă metoda. Dacă nu ascult cuvântul,
În pedagogie sunt două căi de a învăța. Una este calea ușoară și cealaltă este calea puțin mai grea. Calea ușoară este să-L auzi pe Dumnezeu ce spun, ce-ți spune și să-I spui: Doamne, facă-se voia Ta. Aceasta este calea pe care vrea Dumnezeu să o folosească și să ne învețe, ca și un părinte care își învață copiii calea cea dreaptă și copiii învață calea ușoară din cuvintele părinților. Dar dacă nu învață din cuvânt, ce face un tată care este un bun pedagog? Ne arată chiar Scriptura, Evrei 12:9. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Deci disciplinarea, este metoda cealaltă prin care Dumnezeu ne sfințește progresiv în fiecare zi. Mai întâi lucrează prin cuvânt, dar dacă cuvântul nu-și face lucrarea în noi, fie că nu avem timp pentru cuvântul lui Dumnezeu, fie că îl neglijăm sau alte motive, Dumnezeu are cealaltă metodă, care este disciplina, pedeapsa sau, mai bine zis, nuiaua lui Dumnezeu. Când Dumnezeu este nevoit să aducă nuiaua, înseamnă că ani de zile ai greșit sau ai neglijat cuvântul, că ai alergat toată viața după deșertăciune, după lucrurile lumii și nu ai mai avut timp să citești și să te rogi și ai căzut de oboseală. Atunci Dumnezeu zice: copilul meu, tu nu mai crești în sfințenie, ci ai luat-o în partea opusă, că satana te-a momit cu lucrurile lumii. Eu te-am luat și te-am pus deoparte pentru mine, dar tu numai pentru mine nu mai trăiești. Ei bine, am să te ajut să trăiești pentru mine. Și îngăduie Dumnezeu să vină o boală, o suferință care te pune la pat. Și ai terminat-o cu toate lucrurile repede. Un exemplu: atunci când stăm în picioare, ne uităm în pământ, dar când stăm în pat, ne uităm în sus, ne uităm la Dumnezeu. Când îți vin analizele acelea rele de la spital, știți unde ne ducem? La cuvântul lui Dumnezeu și luăm Sfânta Scriptură, răsfoim paginile și căutăm toate promisiunile lui Dumnezeu, găsim toate promisiunile de ocrotire, de mântuire, de vindecare, de păzire în brațul Lui. Vedeți, omul când ajunge la necaz își aduce aminte de Dumnezeu. Când omul este bine, sănătos, uită de Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pricepere. Acum ne facem timp să alergăm la cuvânt, că până am fost sănătoși, n-am avut vreme de El. Și ne rugăm: Doamne, fie-ți milă de mine, îndură-te, Doamne, și mai dă-mi câțiva ani de viață până îmi văd copiii așeza sau alte lucruri nerezolvate și strigăm către Dumnezeu, că a venit peste noi nuiaua lui Dumnezeu. Sau vine un accident, o încercare prin care Dumnezeu ne întoarce din nou acolo unde ne-a vrut inițial să fim prin cuvântul Său. Deci Dumnezeu îngăduie nuiaua ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Dragii mei, n-ați vrea să învățați calea sfințeniei lui Dumnezeu din Scriptură și prin iluminarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să o citiți în fiecare zi și să zici: Doamne, împlinește-ți voia Ta în viața mea, ca să nu-L obligi pe Dumnezeu să aducă nuiaua, ca să nu-L obligi pe Dumnezeu să te învețe cu metoda grea a disciplinei. Umblați cu Dumnezeu în sfințenie progresivă, pentru că Dumnezeu vrea ca în fiecare zi să trăim pentru El și să fim ai Lui. Noi răspundem la cuvântul și disciplina lui Dumnezeu cu ascultare. Avem un verset frumos aici, de fapt mai multe, în Romani, la capitolul 6,
de la 16 în jos spune așa: nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelea de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră, adică la punerea deoparte absolut pentru Dumnezeu. Deci, răspund la cuvântul și nu iau la Dumnezeu cu ascultare. Când Dumnezeu vorbește, eu ascult. Așa cum Eli îl învăța pe tânărul Samuel când Dumnezeu vorbea. În 1 Samuel 3:8 în jos spune că Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară. Samuel a fost unul de cei mai mari proroci ai Vechiului Testament. Și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli. Eli era preotul și i-a zis: iată-mă căci m-ai chemat. Dumnezeu striga: Samuele, Samuele. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil. Samuel era doar un copil. Și a zis lui Samuel: du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Ce frumos! Ce frumos ar fi să spunem și noi: vorbește, Doamne, că robul tău ascultă și gata să împlinească orice ce tu-mi ceri. Dar noi numai asta nu facem. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți: Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Foarte frumos, foarte frumos să putem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, să ascultăm glasul lui Dumnezeu, să ascultăm șoapta Duhului Sfânt, să ne punem viața la dispoziția lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu vrea să fim puși deoparte pentru El. Vă spuneam în emisiunea trecută ce frumos mi-a vorbit Dumnezeu când El mi-a zis așa: eu te-am pus deoparte pentru mine încă din pântecele mamei tale. Vă dați seama? Te-am pus deoparte pentru mine. Eu te-am păzit și te-am ocrotit când tu nu mă cunoșteai. Ce mult ne iubește Dumnezeu. El ne păzește, ne ocrotește, ne pune deoparte, te lasă o perioadă de timp să-ți faci de cap cum vrei tu și pe urmă vine, intervine Dumnezeu, ce nu până aici, fiule, până aici s-a fost, de acum vii și-mi slujești mie. Ce frumos, cât de bun este Dumnezeu. Domnul Iisus ne spune: cine are urechi de auzit, să audă. Dacă nu ai vrut să asculți și nuiaua lui Dumnezeu a venit peste tine, nu te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Și spune: Doamne, stau și ascult. Vorbește-mi, Doamne. Ajută-mă să învăț lecția, să răspund cu ascultare. Și spune: de acum vreau să fac voia ta. Împlinește-ți, Doamne, voia ta în viața mea. Pentru că planul tău este să mă faci părtaș sfințeniei tale, să trăiesc pentru tine. Amin? Dumnezeu vrea mintea noastră, emoțiile noastre, voința noastră, trupul nostru, sufletul nostru și Duhul nostru. Dumnezeu ne vrea în întregime să fim ai Lui și lucrează în fiecare zi ca să ne facă ai Lui. Ce frumos! Ce frumos este! Extraordinar de minunat să poți să răspunzi chemării lui Dumnezeu. Vă spuneam cât de minunat m-a chemat Dumnezeu pe mine în lucrare. Eram
cu mulți ani în urmă și eu încercam să fac ceva, nu știam exact care era destinul lucrării mele, planul lucrării pe care Dumnezeu l-avea cu mine. Sunt convins că cu fiecare din voi care aveți cât de cât o sensibilitate în sufletul vostru pentru Dumnezeu, de fapt fiecare om care a fost creat cu dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Nimic nu ne dă pace în suflet. O să vedeți că poate unii sunteți mari oameni de afaceri, ați făcut mulți bani, afaceri, știu eu, v-ați satisfăcut anumite plăceri lumești, ați strâns bani, avere, o mașină scumpă, bună, știu eu ce, o casă frumoasă, mobilă, dar când te cercetezi bine și te uiți adânc în sufletul tău, o să vezi că nu ești satisfăcut. Nimic nu te poate satisface decât prezența lui Dumnezeu. Așa ne-a creat Dumnezeu. El ne-a creat cu dorința aceasta în noi, dorința aceasta de a îl căuta pe El, de a căuta părtășia cu El, de a căuta dragostea lui Dumnezeu, care este singurul lucru care ne poate umplea golul acela din sufletul nostru, din inima noastră. Și când îl găsești pe Dumnezeu, parcă ai găsit o comoară, îți dai seama, măi, asta îmi lipsea de o viață întreagă, aici era, aici este secretul, aici este lucrarea de care am nevoie. Dacă te lași prelucrat de Dumnezeu, El te caută, El te cheamă, Dumnezeu ne cheamă. Omul care nu este chemat de Dumnezeu, care nu este rânduit pentru Dumnezeu, acela nu are nicio părtășie cu Dumnezeu. Spune Dumnezeu, am făcut niște vase ale binecuvântării, unde se mai arăt binecuvântarea, am făcut niște vase ale mâniei, unde se mai arăt mânia. Este un mare har și este o mare lucrare ca să fii un vas de cinste, un vas chemat de Dumnezeu, pus deoparte, să devii o unealtă destoinică pe care Dumnezeu să o prelucreze, să o sfințească și să o poată folosi spre slava Lui atunci când El vrea, nu când vrei tu. Chiar dacă Dumnezeu te-a pus deoparte, chiar dacă Dumnezeu te-a sfințit, te-a transformat, te-a prelucrat, te-a trecut prin cuptor, te-a trecut prin încercări, El dorește să te folosească atunci când El vrea. Atenție, El este stăpân, suveran, El nu-și împarte slava cu nimeni, El nu-i dă nimeni ordine, El decide, El hotărăște și tot ce El hotărăște se va face. Tot ce El spune va lua ființă. De aceea spune că toate lucrurile au fost scrise încă de la întemeierea lumii în sulul cărții lui Dumnezeu. Și că de fapt El este marele vegheator care veghează ca tot ce a fost scris, tot ce L-a rostit să se ducă la o îndeplinire absolută dumnezeiască. Ne duc aminte când Domnul mi-a vorbit de mai multe ori de-a lungul anilor și mă bucur totdeauna când Dumnezeu îmi vorbește și Dumnezeu îmi spunea, am să-ți dau să faci lucrarea asta, am să-ți dau să-ți faci lucrarea asta, o să încep lucrarea asta cu televiziunea, cu clădirea, cu construcția, cu legatul misiunii, cu anumite lucruri și Dumnezeu spunea așa de frumos, lucrarea asta a fost scrisă încă de la întemeierea lumii în sulul cărții mele. Dumnezeu știa deja. Pe El nu le-a nimic în surprindere. Eu asta am hotărât, spunea Dumnezeu, și acum a sosit momentul ca lucrarea pe care eu am hotărât-o și este scrisă în sulul cărții să se ducă la îndeplinire. Noi nu facem altceva decât îndeplinim ceea ce Dumnezeu a hotărât. Înțelegeți? Până la cele mai mici detalii, slăvit să fie numele Domnului. Chiar dacă de multe ori se întâmplă ceva care noi credem, Doamne, da, asta e ceva rău, asta nu e ceva bine. Și lucrurile rele și întâmplările care nouă ni se par că nu sunt potrivite pentru noi, toate duc în final spre binele nostru și spre slava lui Dumnezeu. Amin? E mare lucru să ne încredem, mă încred în Tine, Doamne, orice s-ar întâmpla, da? Bun, haideți să trecem la a treia parte. Spuneam că sfințirea o tratăm la trei nivele, să spunem, trei aspecte. Sfințirea pozițională pe care am tratat-o săptămâna trecută, sfințirea progresivă de care am vorbit astăzi și acum mai avem ultima parte, sfințirea finală. Și haideți să privim la această
sfințire finală. Citim din 1 Tesaloniceni 4:15 în jos, care spune așa: iată în adevăr ce vă spun, spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, și cred că suntem generația aceea de care vorbea Pavel aici, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, adică cei care au murit în Domnul, ca și mântuiți ai Domnului. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci aici este vorba de întâia înviere și răpirea bisericii. Astea sunt două evenimente care se întâmplă deodată. Întâi înviază cei care au murit în Hristos, care au încheiat legământ cu Hristos și au murit și stau acolo în adormire, și ei vor învia cei din tâi. Apoi, zice Pavel, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți, adică luați toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Ce frumos! Acesta este evenimentul cel mai important al bisericii. Dacă faci parte din Biserica Domnului, dacă ai scris numele în cartea vieții, dacă ai încheiat legământ cu Domnul, ești născut din Dumnezeu și toate celelalte, ăsta este momentul când mireasa, care suntem noi, Biserica Domnului, toți cei născuți din Dumnezeu, ce am încheiat legământ cu Domnul, noi ne vom întâlni cu mirele nostru în văzduh, adică în cer acolo. Domnul ne va lua pe toți și ne vom duce în cer și va avea loc nunta mielului, banchetul de nuntă, căsătoria mielului, care e mirele, care e Iisus Hristos, cu mireasa, care este biserica, adică noi. Că răpirea bisericii nu înseamnă că se ridică clădirile. Nu clădirea este biserica. Noi o numim biserică, o numim lăcaș de cult, o numim, cum vrem să o numim, casă de rugăciune, însă adevărata biserică a Domnului Iisus Hristos suntem noi, sufletele, pietrele vii, cum le numește Scriptura, zidirea lui Dumnezeu, suntem noi, pietrele vii, care facem parte din mireasă. Deci, când va veni momentul acela hotărât de Dumnezeu, nu știe nimeni momentul acesta, însă cred că suntem generația aceea care vom trăi momentul acesta al răpirii bisericii. Zice că-și însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va suna din trâmbiță, Domnul Iisus își va trimite îngerii lui și ne va aduna, ne va strânge pe toți din cele patru colțuri ale pământului. El se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Deci întâi învie cei morți în Hristos cu trupuri de slavă, și apoi noi, spune că vom fi îmbrăcați cu trupuri de trupurile acestea muritoare se vor transforma în trupuri nemuritoare, adică vom fi transformați, îmbrăcați. Cum va face Dumnezeu lucrarea aceasta, nu știu exact, dar îmi închipui că Dumnezeu ne poate descompune. Noi suntem formați din tot felul de atomi și molecule și așa mai departe. Dumnezeu ne descompune complex și ne reformează după planul său, după noul trup spiritual, după noul trup cu care Dumnezeu ne va lua și ne va duce în ceruri. Cuvântul Domnului spune că noi în trupul acesta muritoare nu putem să vedem veșnicia, nu putem să vedem cerul, nu putem să suntem mult prea firavi, mult prea slabi ca să fim duși în ceruri. Și cei care sunt duși să vadă, au de exemplu moarte clinică sau sunt luați, răpiți în duhul, trupul rămâne jos și în trupul spiritual și în duhul suntem luați, suntem duși să vedem anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le vrea să ne le arate, respectiv raiul sau iadul sau alte lucruri, și apoi omul vine și reintră din nou în trup. Trupul rămâne neînsuflețit până când din nou duhul și sufletul omului intră înapoi în trup și trupul ca și cum ar reînvia, înviază prin această lucrare pe care o face Duhul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Deci urmează sfințirea noastră finală.
dacă sfințirea pozițională se face prin lucrarea Fiului lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului și prin credință, dacă lucrarea progresivă se face prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin disciplină și ascultare, sfințirea finală se face prin lucrarea suverană a lui Dumnezeu, când ne ia de aici și ne duce pentru totdeauna în glorie, când Dumnezeu ne duce la El acasă. Domnul Iisus Hristos spune, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, va spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Foarte interesant. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, fiecare după cum și-a rânduit în timpul vieții, după cum a trudit pentru Domnul, își pregătește locul acolo în cer. Ce mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Extraordinar de frumos. Versetul de fapt începe, zice Domnul, să nu vi se tulbure inima, adică să nu fiți îngrijorați. Eu mă duc, dar în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, va spune. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, zice Domnul. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc special pentru Marius, pentru Vasile, pentru Elena, pentru Cutare, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce frumos! Adică sunt niște promisiuni pe care trebuie să le credem, căci aici vorbește Dumnezeu, nu omul. În Evanghelia după Ioan 17 cu 24 spune, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Deci inclusiv Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu din Dumnezeu, întâiul născut din Tatăl și singurul născut din Tatăl, El a fost înainte de toate lucrurile. Că spune Dumnezeu că prin El și pentru El s-au făcut toate lucrurile. Biblia ne spune că atunci când va veni Hristos, nimic întinat și necurat nu va intra acolo. Dumnezeu nu va lua oameni murdari să-i ducă în cer. Dumnezeu nu ne-a mântuit ca să ne bălăcim în toate noroaiele, ne-a mântuit ca să ne sfințească. De aceea, cartea Apocalipsa se încheie extraordinar de dramatic, și anume, în capitolul 22, în final acolo, spune așa, cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, nevinovat, să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, zice Domnul, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Vedeți? Este o promisiune și aici. Este o răsplată și aici, pe care Domnul ne-o dă fiecăruia după fapta lui sau după faptele lui. Scriptura se încheie cu o despărțire clară. Dacă ai hotărât să trăiești în întinare, Dumnezeu te lasă să trăiești acolo unde ai ales, să fii în murdărie și în întinăciune. Cei care au ales sfințirea, însă Dumnezeu vrea să-i sfințească și mai departe. Și Dumnezeu lucrează ca să fim transformați prin Duhul Domnului din slavă în slavă în fiecare zi, până vom ajunge asemenea chipului lui Hristos. Deci voi creșteți din putere în putere, din slavă în slavă. Este o creștere, este o înălțare a noastră spre culmile cerului. În drumul nostru
de la sfințirea pozițională la cea finală, în drumul acesta, în care ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, de disciplina lui, Biblia spune, dați-vă și voi toate silințele, adică străduiți-vă și voi, colaborați cu Dumnezeu. Voi nu v-ați lepădat încă până la sânge, spune Scriptura, împotriva păcatului. Și Biblia ne spune să alergăm cu stăruință, să dăm la o parte orice piedică. Se spune, cine a pus mâna pe coarnele plugului, adică să are, să presupune, să nu se uite înapoi. Du-te înainte, ai luat plugul în mână, dă-i bătaie înainte, nu mai privi în urmă. Când Dumnezeu ne-a așezat pe calea sfințeniei, așteaptă ca inima noastră să se îndrăgostească de El și să trăiască cu Dumnezeu. Ce frumos este ca El să fie iubitul nostru, cel mai deosebit. Dar ce facem dacă am alunecat, dacă ne-am oprit pe cale, dacă ni s-au lipit ochii și inima de lucrurile de aici, și asta se întâmplă foarte frecvent și des, ce facem dacă Domnul vine într-o zi ca aceasta și inima ta este rece, este ca un sloi de gheață, mintea plină de toate lucrurile lumești, de afaceri și te vezi atât de departe de Dumnezeu și îți dai seama că în starea ta nu vei putea fi dus în cer. Și ți-aș pune întrebarea aceasta și aș vrea ca să te cercetezi fiecare care nu te simți în rânduială și să te întrebi tu pe tine, oare sunt eu în rânduială cu Dumnezeu, oare este viața mea după voia Dumnezeu, oare mă pot eu oglindi în Scriptură și să mă văd împlinind tot ceea ce Dumnezeu îmi cere, sau de mult am alunecat, de mult am uitat de Sfânta Scriptură, am uitat de Dumnezeu, am uitat de promisiunile Lui, am uitat că de fapt El poate m-a vindecat, m-a sfințit, m-a curățit și acum m-am trântit din nou în mocirlă. Este acolo o comparație unde spune ca și porcul, ca și scroafa care a fost curățită, spălată, și s-a dus direct în mocirlă. S-a aruncat din nou acolo, că așa îi place să trăiască în mocirlă. Domnul să ne ajute să putem să fim puși deoparte pentru Dumnezeu și să rămânem acolo puși deoparte pentru Dumnezeu. Apostolul Ioan spune în 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, dacă ne mărturisim. E foarte importantă mărturisirea și nu numai atât, mărturisirea când vreți să vă mărturisiți păcatul, adică să vă spovediți, adică să spuneți păcatele, trebuie să găsiți un duhovnic care poate nu numai să primească mărturisirea dumneavoastră, dar să se poată ruga pentru dumneavoastră ca să fiți iertați, foarte important, să fiți deslegați de legăturile pe care diavolul le pune și apoi persoana aceea să fie suficient de autorizată să poată lega duhurile care au avut drept asupra vieții dumneavoastră și să le scoată afară, să le trimeată în adânc acolo unde este locul lor și ființa dumneavoastră să fie umplută de Duhul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu, luați o sticlă. Dacă sticla este plină jumătate cu un lichid, cu apă, cu un suc, cu ceva, mai este loc să fie umplută cu altceva. Și poți să pui o travă, poți să pui orice altceva în sticla respectivă și să strici tot conținutul. Dacă sticla este plină până sus, nu mai este loc să mai pui altceva. De aceea ni se cere ca noi să fim plini de Duhul Sfânt. Când ești plin de Duhul Sfânt, nu mai are loc vrăjmașă, nu mai au loc duhurile necurate sau obraznice să vină în viața ta și să manipuleze viața ta. Foarte important, dacă suntem, ne-am cerut iertare, am fost iertați, am fost curățiți, am fost dezlegați, eliberați, ei să putem să fim umpluți
cu Duhul Sfânt. O să vedeți că, știu eu, după mai multe emisiuni, după ce o să terminăm studiul din Apocalipsa, așa cum v-am promis, începem săptămâna viitoare, în următoarea tentativă este subiectul despre lucrarea de eliberare. Foarte, foarte importantă o lucrare, unde o să prezentăm blestemele, cum se pot rupe blestemele, cum apar blestemele, ce facem să putem să fim eliberați, dezlegați de legăturile demonice, cum să stăm în continuare eliberați, plini de Duhul Sfânt, să putem să slujim lui Dumnezeu, este una din cele mai importante lucrări necesare acum în Biserica Domnului. Dar asta pe viitor, vă promit că o să fie o lucrare foarte interesantă și aceea o să dureze poate 2, 3, 4, 5 emisiuni, nu știu cât o să fie, cum mă va călăuzi Dumnezeu ca să intru în adâncimea lucrurilor și să pot să vă prezint aceste lucruri. Mergem puțin mai departe, ne apropiem de încheiere imediat. Îndemnul Domnului Iisus Hristos când a iertat pe cineva a fost totdeauna du-te în pace și să nu mai păcătuiești. Deci Dumnezeu vrea că atunci când noi ne mărturisim păcatele, ne recunoaștem greșeala, de fapt asta este o stare de pocăință. Când omul se pocăiește, omul își recunoaște păcatele, își cere iertare, recunoaște că are nevoie de iertarea lui Dumnezeu, de mila lui Dumnezeu. Și sigur că scopul lui Dumnezeu este ca omul să fie transformat, schimbat și să nu mai păcătuiască. Du-te și nu mai păcătui. Asta ar trebui să încercăm și noi. De aceea am arătat că omul trebuie să-și dea toate silințele, omul trebuie să colaboreze cu Dumnezeu în această lucrare și să se opună ispitei, împotriviți-vă lui în credință, adică diavolul, și el va fugi de la voi. Iertarea lui Dumnezeu nu este una care spune te-am iertat ca să te întorci din nou la păcat, nu. Dumnezeu ne iartă ca să ne curățească și să ne păzim curați, să ne păzim haina curată, să ne păzim credința, să ne păzim lucrarea lui Dumnezeu. Este har de iertare, dar iertarea lui Dumnezeu ne cheamă și la mai multă dăruire și la mai multă dedicare. Înțelegeți? Deci Dumnezeu ne iartă ca să ne dăruim mai mult pentru Dumnezeu, să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și vreau să încheiem acest studiu, această meditație cu un exemplu interesant și totdeauna când îl citesc îmi place și mie și sper să vă placă și dumneavoastră. Se spune că un om gospodar s-a dus într-o zi la munte și acolo a găsit un ou de vultur și a venit o idee să-l aducă acasă oul acesta și să-l pună sub cloșcă care tocmai clocea niște ouă de găină și să vadă ce va ieși. Acum, dacă e ou de vultur, vultur trebuie să iasă, nu? Când au ieșit puii de găină, a ieșit și puiul de vultur. El a crescut împreună cu puii de găină, mâncând împreună cu ei. Și puii au ajuns găini mari și puiul de vultur de acum era un vultur în toată regula. Și sigur că zgârma și el alături de găini prin gunoaie, după râme și alți viermi care le mănâncă găinile în general. Într-o zi a trecut pe lângă gospodărie un pădurar și a văzut vulturul mare pe o grămadă de gunoi, căutând după râme, și a fost spre uimirea lui. El este un vultur, dar avea mentalitate de găină, auziți? Era un vultur în toată plinătatea cuvântului, dar el avea o mentalitate de găină și trăia din râme și viermi de pe un gunoi. Spune că pădurarul s-a dus, a prins vulturul și l-a aruncat în aer. În momentul acela, instinctul vulturului a fost să-și deschidă aripile și în el s-a declanșat instinctul acela de vultur.
și s-a dus direct spre piscurile înalte ale munților. Dragul meu ascultător, întrebarea este, nu cumva ai ajuns pe o grămadă de gunoi și te bucuri de râmele tale când Dumnezeu te-a creat pentru glorie, pentru o slavă care nu se poate descrie? Nu cumva te-ai oprit acolo pe grămada de gunoi, crezând că e destul de mare pentru tine? În această zi, Duhul lui Dumnezeu vrea să ne îndrepte privirea spre Hristos Domnul. Să ne întindem aripile credinței și să zburăm spre țara veșniciei. Zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Interesant lucru că aici este o poveste, nu știu dacă a fost adevărat sau nu. Eu am văzut o lucrare interesantă, eram în America și m-am dus în casa unui italian americanizat, Carol, și intrând la el în curte ne-am dus să vedem niște lucruri în garaj, avea un gard așa de vreun metru de plasă și în curte avea o pisică mare, frumoasă. Și când am intrat, zice, te rog să închizi ușa, să nu iese pisica. Și m-am uitat la el, să nu iese pisica? Păi zic, pisica poate să sară gardul ăsta dintr-o săritură. Zice, nu știe că poate să sară. Nu știe. N-a sărit niciodată. Eu am o pisică mică, normală. Dintr-o săritură sare la un metru și ceva. Odată e sus, pe masă sau pe... și mai sus sare. Dintr-o simplă săritură. Vedeți? Deci pisica aceea nu știa că ea poate să sară, că n-a sărit niciodată. Ei, cam așa suntem și noi. Nu știm că, de fapt, Dumnezeu ne-a pregătit niște lucruri minunate, că Dumnezeu ne-a pregătit un viitor strălucit, că Dumnezeu vrea să ne pune deoparte pentru El, vrea să ne arate adevăratele bucurii cerești, adevăratele valori pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Și noi zgârmăm prin gunoaie. Sau, cum zice înțeleptul lui Dumnezeu Solomon, totul este goană după vânt și deșertăciune. Dragul meu, vreau să spun că nu iei nimic cu tine. Nimeni când pleacă din lumea aceasta nu poate să ia nimic absolut. Gol ai venit și gol te duci. Nimic nu poți să iei. De ce este bine... Dacă vrei să-ți agonisești ceva, dacă vrei să strângi ceva, zice cuvântul Dumnezeu, dacă vrei să strângi o comoară, strângi-o în cer. Acolo unde nu le mănâncă molea, unde nu le ruginește rugina, acolo nu le fură hoții, căci la Dumnezeu este banca cea mai bună. Știți că oamenii zic că în Elveția acolo sunt cei mai mari banchieri și își depun banii în Elveția să fie în siguranță. Ei, eu vreau să vă spun că la Dumnezeu sunt în mai mare siguranță. Într-o vreme, dobânzile erau chiar negative. Ții bani în bancă, ne plătești nouă, că ține bani în bancă, nu-ți dăm noi bani. Ei, Dumnezeu spune că dă unora de 30 de ori, unora de 60, altora de 100 de ori. Păi, dacă Dumnezeu e banca cea mai bună, dacă Dumnezeu e contabilul cel mai bun, dacă Dumnezeu răsplătește mai mult decât oricine altcineva, de ce nu ți-ai strânge comorile în banca lui Dumnezeu? Vezi? Puneți întrebarea. Dom'le, oare nu fac eu o greșeală strângând lucruri pieritoare aici pe pământ, care le fură hoțile, mănâncă molea și așa mai departe, totul ruginește, totul oxidează, nimic nu este veșnic decât acolo la Dumnezeu. Ei, sigur că să putem să strângem acolo în ceruri, în primul rând, trebuie să ne deschidem un cont. Știți că la bancă să poți să depui bani, trebuie să deschizi un cont. Ca să poți să deschizi un cont, trebuie să fii în ceruri cetățean al cerului, nu? Ca să fii cetățean al cerului, să poți să deschizi un cont. Sau să ai cel puțin niște acte legale ale cerului, să ai un pașaport spre cer, o viză spre cer. Acum, ca să ai o viză spre cer,
un pașaport al cerului, trebuie să fii un copil al lui Dumnezeu. Ca să fii un copil al lui Dumnezeu, trebuie să te naști din Dumnezeu. Ca să te naști din Dumnezeu, trebuie să faci un legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Ca să faci un legământ cu Dumnezeu, trebuie să îți predai viața în mâna Domnului și să-L inviți pe Domnul în viața ta. Spuneam și altă dată, așa de frumos Domnul zice, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Așa că în această seară, dragul meu, te invit să faci primul pas. Și primul pas este să vii și să spui din toată inima, Doamne, m-am hotărât și eu pentru cer. M-am hotărât și eu să devin un copil al Tău, să devin un cetățean al cerului și să pot, Doamne, să pun și eu acolo în cer ceva pentru mine, pentru veșnicie, să-mi deschid și eu un cont la banca cerească și așa mai departe. Să pot să beneficiez de ele pentru o veșnicie. Fiindcă viața aceasta, fraților, este foarte trecătoare. Ne compară Dumnezeu cu un abur, cu o suflare. Atât suntem în comparație cu veșnicia. Deci dacă ești hotărât, dragul meu, ascultător, în această seară, ca să îl inviți pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, să devii și tu în viitorul apropiat un copil al lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu, să scrie Dumnezeu și ție numele acolo în ceruri, te invit să îngenunchezi acolo în fața televizorului și te rog să repeți după mine această rugăciune simplă și te rog să o spui din toată inima. Spune așa, Doamne Iisuse Hristoase, am nevoie de Tine. Am înțeles, Doamne, că sunt un păcătos și de aceea în această seară vin să mărturisesc înaintea cerului și al pământului toate păcatele, fără de legile și nelegiuile mele. Doamne, știu că împotriva mea este o sentință a morții, fiindcă plata păcatului este moartea. Dar știu, Doamne Iisuse, că Tu ai venit din cerurile preanalte, aici pe acest pământ, Te-ai născut din Fecioara Maria, ai crescut pe acest pământ și Te-ai lăsat răstignit pe crucea de la Golgota pentru păcatele noastre. Crede, Doamne, că ai murit și pentru păcatele mele. Cred, Doamne Iisuse, că Tu ai înviat a treia zi, Te-ai ridicat la ceruri și stai la dreapta lui Dumnezeu și în această seară Tu mijlocești și pentru mine. De aceea, Doamne Iisuse, Te invit în această seară, în inima mea, în viața mea, ca Domnul meu, ca Dumnezeul meu, ca Stăpânul meu și Te rog să iei Tu viața mea sub controlul și ocrotirea Ta. Să mă ajut, Doamne, să trăiesc pentru Tine. Să pot, Doamne, să închei un legământ cu Tine în apa botezului, să fiu și eu născut din Tine, Doamne, și ca numele meu să fie scris în cartea vieții. Îți mulțumesc, Te laud și Te binecuvintesc, Tată Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin, amin, amin. Stimați telespectatori, dacă ați făcut această rugăciune, ați făcut primul pas spre eternitate, primul pas spre Dumnezeu și zic, Doamne, ajută și binecuvintează pe toți care au făcut lucrarea aceasta și dacă ați făcut-o în altă emisiune, sigur că nu ne oprim aici, ci dorim să mergem până la capăt. Dorim să ne ducem sfințirea până la capăt. Da? Domnul să ne binecuvinteze. Am pregătit și în această seară o cântare frumoasă, o cântare spre slava lui Dumnezeu, înregistrată în Biserica Maranata și se cheamă O femeie necăjită. Vă doresc vizionare plăcută la acest videoclip. Mărire ție, Doamne Dumnezeule! Tu ești, Doamne, izbăvitorul nostru, creatorul nostru, slavă ție, aleluia! Trăiască Domnul! O femeie necășită a venit la Elisei, să-i spună ei durere, să-i spună necășită.
bărbatul îi murise și-a rămas cu datorii. Și-a cerciun prumutase, vrea să ia cei doi copii. Izbăvire, izbăvire nu avea, însă bunul Dumnezeu i-o s-a îndurat. Izbăvire, izbăvire nu avea, însă bunul Dumnezeu nu s-a îndurat de ea. A plecat să cea rămase de la toția ei vecini, că durerea ei e mare, drumul presărat cu spin. A intrat apoi în casă cu copiii după ea. Ea duceau vasele goale și femeia le umplea. Izbăvire, izbăvire nu avea, însă bunul Dumnezeu i-a îndurat de ea. Izbăvire, izbăvire nu avea, însă bunul Dumnezeu i-a îndurat de ea. Dar la fel ca și femeia, mai sunt azi mulțimi de frat, peste care vânturi grele cu putere astăzi va. Nu există mângâiere decât doar la Dumnezeu. Măduvele și orfanii le-o plutește brațul său. Unde lemnul, unde lemnul sfânt și vasele ia pe și le umplea. Unde lemnul, unde lemnul sfânt curgea, și vasele ia pe și le umplea. Izbăvire, izbăvire nu avea, însă bunul Dumnezeu el s-a îndurat de ea. Izbăvire, izbăvire nu avea, însă bunul Dumnezeu el s-a îndurat. Iată-ne din nou împreună, stimați telespectatori, suntem în a doua parte a emisiunii Miracolul Creștin, suntem la momentul în care vrem să ne pregătim pentru cei care vor să ne sune aici în direct în studioul Alba Carolina TV. Înainte de a prelua telefoane, în general cei care mă sună, mă sună pentru probleme de boală, suferințe, blesteme, știu eu ce alte probleme au fiecare. Vreau să vă spun că dacă noi ne rugăm și îndrăznim să batem la ușa de milă și de îndurare a lui Dumnezeu, este căci Dumnezeu ne face niște promisiuni. Dumnezeu nu ne dă nimic ceea ce El n-a promis. Dumnezeu, în general, pune condiții la toate lucrurile. Există un protocol, există o formă prin care noi intrăm în prezența lui Dumnezeu, prin care noi mișcăm inima lui Dumnezeu, prin care noi oarecum îl punem pe Dumnezeu într-o situație în care, Doamne, Tu ai promis în cuvintele Tale. Și dacă Tu ai, zice că Dumnezeu nu este da și nu este numai da.
Când Dumnezeu a spus, așa a fost și așa va fi. De aceea noi trebuie să folosim Scriptura, trebuie să declarăm ceea ce este scris și cu aceste lucruri venim și, Doamne, uite ce-i scris, uite dacă vrei și cum îi zicea Domnul Iisus, Doamne, dacă vrei știu că poți, că tu poți, mă să vrei. Și un lucru foarte frumos îl găsim în prorocul Isaia. Isaia vine, vă dați seama, cu vreo 700-800 de ani înainte de Hristos, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, vine și spune, de fapt, în capitolul 53, vorbește despre drumul ce urma el să facă și ce urma să se întâmple prin jertfa de la Golgota. Este jertfa Universului, cea mai complexă lucrare. Prin Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu restabilește toate lucrurile din creațiunea Lui, nu numai pământul și tot ce este creat. Nu înțelegem, este mult prea mare lucrarea. Și spune așa, Isaia 53, de la 3 în jos, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Deci oamenii în vremea lui l-au băgat în seamă. Cărturarii l-au răstignit. Totuși el suferințele noastre le-a purtat. Vă dați seama, a purtat suferințele noastre. Durerile noastre le-a luat asupra lui. Adică tot ce este durere și suferință în seara asta, dacă ai vreo durere sau vreo suferință, dă-o Domnului. Că el a plătit deja prețul pentru suferința și durerea ta. Și cere, Doamne, dăm pacea, dăm liniștea, dăm binecuvântarea ta. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și izmerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre. L-au străpuns scuiele, piroanele acelea care l-au pironit pe cruce. Zdrobit pentru fără de legile noastre. L-a zdrobit biciul acela roman. L-a făcut numai sânge. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți sau vindecați. Extrem de important. Prin rănile Domnului nu există boală pe pământul acesta care nu poate fi vindecată prin rănile Domnului. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Ei, vreau să vă spun că există niște învățături în vremea aceasta care nu sunt conform Scripturii. Și oamenii vin și spun așa, da, Domne, noi credem că Dumnezeu ne mântuiește, ne iartă păcatele, credem că dacă intrăm în apa botezului suntem mântuiți, suntem născuți din nou, dar când ajungem la vindecare, aici Dumnezeu vindecă pe cine vrea și cum vrea și nu toți se vindecă și așa mai departe. Este o minciună. Aceeași promisiune pe care o face Dumnezeu iertării și mântuirii, o face și vindecării. Dumnezeu nu este părtinitor, El nu caută la fața omului. Problema că noi nu mai credem. Deci dacă ai crezut că atunci când ai intrat în apa botezului și ai încheiat un legământ cu Domnul și crezi că Dumnezeu te-a iertat, crezi că Dumnezeu ți-a scris numele în cartea vieții, că în tine s-a născut o făptură nouă, în tine locuiește Duhul lui Hristos, așa trebuie să crezi că atunci când tu ceri vindecarea și declari această vindecare prin rănile Domnului, ești vindecat. Problema este că credința nu este în lucrurile care se văd, ci în care nu se văd. Acum, Dumnezeu poate să facă o minune, o vindecare pe loc, vindecare de cancer sau, știu, nu-i mână, crește mână, nu-i o, crește o și mai departe. Pot să fie vindecări progresive. Te rogi astăzi și Dumnezeu lucrează o zi, două, săptămână, te mai pune la o probă, te încearcă să vadă dacă stăruiești, dacă ai crezut într-adevăr. Și apoi poate să fie o vindecare care durează luni de zile. Te poți ruga două, trei luni de zile și încetul cu încetul progresiv lucrează vindecarea. Nu, acum, cel mai mare dușman este diavolul. Cel mai mare dușman a vindecării este necredința sau tăgăduirea. Cuvântul ne învață că atunci când ne rugăm pentru ceva, când știm că ne-am rugat după voia lui Dumnezeu, să credem căci am și primit și să mulțumim. Acum problema că când eu mă rog pentru voi, voi nu vedeți niciun rezultat încă.
Și atunci este foarte greu să vii să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai vindecat. Că diavolul asta face, vine și șoptește la urechea omului, mă, nu vezi că nu ești vindecat, nu vezi că tumoarea de cancer e pe tine, nu vezi că ești plin de cancer, nu vezi că nu poți să te ridici, nu vezi că nu poți să miști, nu poți să faci nimic. Asta este necredința, tăgăduirea. Și foarte mulți care sunt rânduiți de Dumnezeu să fie vindecați, nu primesc vindecarea tocmai din cauza că ei pun la îndoială. Am experiență cu, nu sute, mii de oameni care au trecut prin mâinile mele și care am pus mâna peste ei și i-am uns cu un de lemn și mi-am pus mâna peste ei. Și m-am rugat, am făcut deslegare, am declarat vindecare și după aia, păi zice, vezi, eu trebuie să mă duc la doctor că mă doare. Păi mă, omule, dacă crezi că te-am vindecat, păi nu te mai duci la doctor. Spui, Doamne, eu cred că am fost vindecat, nu, acum vreau să văd această materializare a credinței mele, te laud și te binecuvintești și aștept, Doamne, să văd că e la noapte, că e mâine, că poi mâine, eu cred că sunt vindecat. Și diavolul vine și spune, nu vezi că simptomele sunt tot acolo? Nu vezi că coptura e tot acolo? Nu vezi că tumoarea e tot acolo? Mă, nu mă interesează ce văd eu. Vindecarea nu este prin vedere, ci este prin credință. Aici e secretul. Doamne, eu cred că m-am rugat în seara aceasta cu fratele. Cuvântul spune așa, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Eu când întind mâinile spre televizor, nu fac altceva decât mă unesc cu voi. Este o unitate, ne unim să cerem ceva împreună. Și când doi cer, Dumnezeu dă, că promite. Când cerem după voia Dumnezeu, mai mult. Mulțumim lui Dumnezeu, declarăm vindecarea și vă, nu trebuie să zic decât amin. Amin înseamnă așa să fie. Și stai plin de bucurie, da, Doamne, eu cred că Dumnezeu în seara asta s-a atins de mine, eu cred că începând de astăzi sunt vindecat, vreau să văd această materializare. Foarte interesant că te duci la doctor. După ce s-a rugat peste tine lucrătorul lui Dumnezeu, după ce te-a uns cu un de lemn, te duci la doctor și doctor zice, Doamne, eu văd că ai cancer. Tu spui, nu cred, Doamne, că am cancer. Păi cum nu crezi? Păi eu cred că sunt vindecat. E foarte important să înfrunți orice lucru negativ. Orice declarare a unei persoane care îți spune negativ, tu trebuie să o respingi, nu o primezi. Dom'le, dar tu ești bolnav. Nu cred, Doamne, că sunt bolnav, eu sunt vindecat. Eu așa mă văd. Prin ochii credinței eu mă văd vindecat. Prin ochii credinței eu văd că cancerul ăsta nu mai are ce căuta în mine, nu are niciun drept. În primul rând, pentru cei care suntem copiii Domnului, noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. Cuvântul spune că noi am fost răscumpărați cu preț de sânge. Noi aparținem împărăției lui Dumnezeu și nu mai aparținem diavolului, ci aparținem lui Dumnezeu. Și dacă este o boală în noi, boala nu e de la Dumnezeu și este ilegală, boala ilegală. Diavolul spune că este un hoș, un tâlhar, sare, intră, invadează viața noastră. Duc de boală, ești ilegal în mine, îți poruncesc să părăsești trupul meu. Și în mine să fie Duhul lui Dumnezeu, pacea, vindecarea. Deci trebuie să luăm o atitudine pozitivă și trebuie să înțelegem drepturile care le avem și trebuie să nu ne lăsăm. Omul cade repede, băi, nu s-a întâmplat nimic, s-a rugat pentru mine, a pus mâinile peste mine, n-a întâmplat nimic. S-a întâmplat că tu nu crezi. Deci când eu mă rog pentru 10 persoane și două se vindecă și omul se vindecă, înseamnă că ceva nu e regulă cu aia 8. Eu tot așa pun mâinile, tot așa un domn de fapt face lucrarea. Este necredință. Uitați-vă ce spune Domnul în general, credința ta te-a vindecat, credința ta te-a mântuit. Deci condiția minimă și necesară este credința. Nu ai credință, nu așteptați. Zice că este cu neputință să primim ceva de la Dumnezeu fără credință și este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu fără credință. Foarte important. Credința, doi, mărturisirea păcatelor. Păcatele voastre pun zi de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. O inimă rea și necredincioasă, iarăși ne poate despărți de Dumnezeu. Deci v-am dat câteva lucruri ca să înțelegeți că trebuie să credem, trebuie să declarăm pozitiv, trebuie să declarăm că suntem vindecați, nu trebuie să tăgăduim, ci trebuie să așteptăm cu credință ca să vedem ceea ce se întâmplă din partea lui Dumnezeu. Bun, haideți să rugăm regia tehnică să afișăm telefonul telespectatorului și să încercăm în următoarele minute să preluăm telefoane aici în studio. Sperăm să ne auzim mai bine, s-au mai făcut câteva modificări tehnice în studio
și sperăm să ne auzim mai bine, ceea ce vă rog pe cei care ne sunați în direct să încercați să închideți volumul televizorului când vorbiți cu mine în aceeași cameră. Dacă nu ieșiți pe hol, că se produce acel efect de microfonie și nu este binevenit. Bun, haideți să preluăm un prim telefon. Sofia din Vinț. Bună seara, Sofia! Da, bună seara, domnul Marius! Da, spuneți-vă rog! Iar eu vă te deranjez. Nicio problemă! Vreau iar o rugăciune, dacă se poate, pentru liniște în familie, pentru boli. Și am două vecine dezbolnave, Ludovica și Leticia. Ce se face dacă se poate... Ludovica și Leticia. Puteți, dar numai și Dumnezeu să vă binecuvinteze familia așa dumneavoastră și... Sigur că da. Bine, mulțumim frumos de telefon. Doamne ajută, noapte bună. Doamne ajută, noapte Doamne ajută. Bună. Doamne Dumnezeule, mă unesc în această seară cu Sofia din Vințu, care vine, Doamne, să mijlocească în primul rând pentru familia ei, pentru liniște, pentru pace, pentru binecuvântare, mântuire, Doamne, și de asemenea are două vecine și sigur că noi avem datoria să ne rugăm unii pentru alții și în această seară aduce pe Ludovica și Letiția. Doamne Dumnezeule, Tu cunoști și aceste două suflete, Tu cunoști și familia lui Sofia. Doamne Dumnezeule, le aduc înaintea Sfințeniei Tale și Te rog să privești, Doamne, cu ochi de milă și îndurare. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret vin să mărturisesc toate păcatele fără de legile și nelegiurile lor, cele săvârșite cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie în dreptul lor iertare și grațiere. Și acum, Doamne, iau autoritate în numele lui Iisus Hristos și vin să dezleg familia lui Sofia și aceste două suflete și familiile lor de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste viața lor prin păcatele, fără de legile și nelegiurile lor, cele să vrește cu voie, frate, voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Scrie, Doamne, iertare și deslegare în dreptul acestor suflete. Și acum, în numele lui Iisus Hristos, nume mai presus decât orice nume, vin să iau autoritate peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească trupurile lor, familia lor, casa lor, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, lasă o picătură din sângele Tău care să sfințească și să curățească aceste suflete. Lasă, Doamne, o picătură din balsamul Tău de vindecare, Doamne, și adu, Doamne, vindecare, tămăduire. Doamne, este scris că prin rănile Tale suntem vindecați. De aceea vin, Doamne, să declar vindecare în numele lui Iisus Hristos și prin rănile Domnului Iisus Hristos, din vârful capului până în tălpile picioarelor. Fă-ți, Doamne, numele de slavă. Trimite, Doamne, îngerii Tăi. Lasă binecuvântările Tale cerești și pământești și numele Tău, Doamne, să fie proslăvit, glorificat și onorat în casa și în familia acelor suflete. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Să preluăm încă un telefon. Ileana din Baia de Arieș. Bună seara, Ileana! Alo? Se pare că am pierdut legătura. Bun, așteptăm o altă conexie. Ne cerem scuze dacă trebuie să așteptați. Vă rugăm frumos să așteptați puțin, fiindcă eu când încep să mă rog pentru o pauză, linia devine liberă și atunci puteți să intrați, dar mă așteptați. Da, Ileana din Baia de Areș. Bună seara, Ileana! Bună seara, domnul pastor! Da, spuneți, vă rog! Azi este o rugăciune pentru mine, că sunt bolnavă, domnul pastor. Bolnavă, da? Pentru boală. Da, mă dor picioarele și mi se umflă și nu pot ca să merg. Sigur că da. Ne rugăm cu toată dragostea. Bine, mulțumim. Da, pentru nepotul Cristian. Și nepotul? Da. Nepot Cristian, da? Cristian, da. Bine, ne rugăm și pentru el. Bine, mulțumim frumos de telefon. Doamne ajută, noapte bună. Doamne. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Ileana de la Baia de Areș, că în această seară vine, Doamne, să mijlocească pentru familia ei, în special pentru starea ei cu boală, probleme la picioare. Ne rugăm și pentru nepotul Cristian și pentru toată casa și familia lor. Doamne Dumnezeule, Tu știi și cunoști toate problemele, suferințele lor. În numele lui Iisus Hristos vin să cer, Doamne, iertare
pentru toate greșelile, păcatele și fără de legilor ce le săvârșește cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne Dumnezeule, scrie iertare și grațiere. Și acum, Doamne, ia autoritate și vin să dezleg pe Ileana și casa, familia ei, toți din casa lor, de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o prin păcatele, fără de legile și nelegiurile lor. Scrie, Doamne, iertare și scrie, Doamne, deslegare în dreptul acestei familii. Și acum, Doamne, ia autoritate în numele lui Iisus Hristos, nume mai presus decât orice nume. Și vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, lasă o picătură din sângele Tău, Doamne, și sfințește și curățește, Doamne. Lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne, vindecă și tămăduiește. Prin rănile Tale, Doamne, declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Ascultă, Doamne, rugăciunea robului Tău și pune, Doamne, gardă de înger păzitor, Doamne. Revarsă binecuvântările Tale cerești pământești și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Binecuvintează, Doamne, și pe nepotul Cristian și numele Tău să fie proslăvit în casa și în familia aceea. Și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Avem încă un telefon. Zorița din Aiud. Bună seara, Zorița! Bună seara! Uite, sunt o soră aici, aici din Aiud și uite de o grămadă de ani. Mă însu, burta mi se grăbacă să umplă. Atenție! Am spus și v-am rugat insistent. Ieșiți afară din camera unde este televizorul sau închideți volumul televizorului, că eu nu vă mai pot înțelege. Se produce un efect de repetiție și fiecare cuvânt pe care îl spune se repetă de 20 de ori. Și atunci eu nu mai înțeleg nimic. Vorbiți singuri. Deci n-am înțeles absolut nimic ce ați încercat să-mi spuneți. De ce? Ați stat în prezența televizorului și semnalul se preia din televizor și se tot repetă la infinit. Îmi pare foarte rău, încercați să ne sunați din nou sau... bun, avem din nou legătura. Da. Uite, sunt bolnavă, uite, mi se umflă burta de o grămadă de ani. Nu mă pot, nu știu ce am la burtă, de mă umflu. Mă îngrad de bumăgan, mă tărb picioarele. Am înțeles. Uite, cu bărbatul meu de o grămadă de ani, nu se întoarce la Dumnezeu. Suntem numai Dumnezeu niște cu copiii. Cu copiii am o fată plină, o cheamă. Foarte rău o duce cu bărbatul său. Nu se poate înțelege. Soacră sau umblă, nu știu pe unde merge. Bun, ajunge, mi-ați spus destule. Bine, bun, ne rugăm și Dumnezeu să rânduiască toate lucrurile. Bine, mulțumim frumos de telefon. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Zorița din Aiud, care în această seară vine, Doamne, cu problemele, cu necazurile ei, Doamne, este bolnavă, cu burta, cu picioarele, se roagă pentru întoarcerea soțului, se roagă pentru copiii ei care nu se înțeleg, nu se împacă, pentru întoarcere la pocăință. Doamne, Tu știi și cunoști toate problemele lor și suferințele lor. În numele lui Iisus Hristos vin să cer iertare pentru această familie, pentru toate greșelile, păcatele, și fără de legilor, ce le săvârșește cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, aruncă-le în marea uitării și scrie, Doamne, iertare și grațiere. Și acum vin, Doamne, să dezleg familia aceasta de toate legăturile întunericul pe care diavolul le-a pus peste ei și casa lor, în urma păcatelor, fără de legilor și nelegiurilor lor. Doamne, scrie în dreptul lor dezlegare, iertare și grațiere. Și acum, Doamne, ia autoritate peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată.
Doamne, las o picătură din sângele Tău și sfințește, las o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne. Și prin rănile Tale, Doamne, declarăm vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Adu, Doamne, un duc de pocăință, de ascultare, revarsă-ți bine cuvântările Tale, cerești pământe și numele Tău să fie proslăvit și glorificat și noi îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, aleluia, amin, amin. Bun, avem încă un telefon, Oana din Vințu de Jos. Bună seara, Oana! Bună seara, domnul... Da, spuneți! Pace! Pace! Vă ascult! Sunt foarte bolnavă, sunt operată la pancreas și am dureri puternice, de nu mai pot. Și vreau să vă rog frumos să vă rugați și pentru mine și pentru băiatul meu, am un băiat și el e bolnav tare și pentru soțul meu. Da, ne rugăm. Și pentru băiat și pentru soțul. Deci, dumneavoastră, ești operată de la pancreas. La pancreas. Am înțeles. Bine, acum ne rugăm. Acum sumațele încurcate. Bine, mulțumim de telefon. Bine, Doamne ajută. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Oana din Vințul de Jos, care vine, Doamne, să mijlocească pentru casa, pentru familia ei, pentru băiat, pentru soțul ei. Doamne, pentru problema de boală operată, Doamne, la pancreas, cu probleme și dureri, Doamne, foarte mari. Doamne, Tu știi și cunoști problemele, suferințele, întristările lor, Doamne Dumnezeule. Doamne, Te rog să privești cu ochi de milă și îndurare, Doamne. Văd, Doamne, că diavolul și-a făcut loc în casa și în familia aceasta. Ceea ce Dumnezeu mi-arată este că s-a produs o spărtură în protecția spirituală din casa dumneatale și diavolul a pătruns în casa dumneatale. Acolo sunt probleme de niște păcate, de niște lucruri pe care trebuie rezolvate. Doamne Dumnezeule, Tu știi și cunoști situația aceasta, numele lui Iisus Hristos, vin să ceri iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, cele săvârșite cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne Dumnezeule, scrie iertare și grațiere în dreptul acestei familii. În numele lui Iisus Hristos, vin să dezleg familia aceasta de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste ei și casa lor în urma păcatelor, fără de legilor și nelegiuirilor lor. Doamne Dumnezeule, scrie în dreptul lor iertare și deslegare. Și acum, Doamne, iau autoritate în numele lui Iisus Hristos, nume mai presus decât orice nume și vin să leg, Doamne, orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos, le poruncesc să păzească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse Hristoase, lasă o picătură din sângele Tău, sfințește, curățește, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă și tămăduiește, Doamne. În numele lui Iisus Hristos și prin rănile Domnului declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Trimite, Doamne, îngerii Tăi, trimite, Doamne, protecția, ocrotirea Ta și binecuvântările Tale să fie peste casa și familia aceea. Adu, Doamne, pocăință și mântuire. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Vă spuneam că mi-a arătat Dumnezeu că s-a produs o spărtură în casa voastră, că știe niște probleme de păcate care trebuie mărturisite. În momentul acela Dumnezeu mi-a arătat o vedenie, era o femeie, nu știu cine e femeia, că sunteți dumneavoastră sau altcineva, căruia i s-a pus ca o bodniță. Știți cum se pune bodniță la un câine ca să nu muște? Ei, bodnița aia, diavolul încerca să o pună pe gura acelei femei ca să nu mărturisească păcatele. Fiți atentă că diavolul vă împiedică. Mărturisirea păcatelor aduce după sine iertarea lor. Păcatul este dreptul pe care diavolul îl are în casele dumneavoastră. De aceea este foarte important să ne mărturisim, să cerem iertare. Deci, în vedenie, Dumnezeu mi-a arătat că diavolul va încerca să oprească persoana respectivă, o femeie era, ca să-și mărturisească păcatul și păcatele. Deci, cereți Domnului Dumnezeu putere, Doamne, dă la o parte planul ăsta vrăjmaș, ajută-mă dacă este nevoie să mărturisesc toate păcatele fără de legile și nelegiurile mele ca planul vrăjmașului să fie nimicit. Amin? Domnul să vă ajute. Bun, preluăm încă un telefon. Florin din Teiuș. Bună seara, Florin! Bună seara! Da, spuneți, vă rog! Pentru sănătate, am avut un accident acum un an de zile și mă sunt așa de slăbit, așa de asta și
înțelegere în familie, dacă să să vă rugați. Deci ne rugăm pentru problema de sănătate cu accidentul și pentru familie, da? Da, da, da. Sigur că da. Bine, mulțumim frumos! Domnul să te asculte și să te ajute. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Florin din Teiuș, care vine să ceară, Doamne, ajutorul și sprijinul Tău pentru problema cu accidentul, pentru sănătate, pentru refacere, pentru recuperare. De asemenea, Doamne, ca Tu să privești cu ochi de milă către familia și casa lor. În numele Lui Iisus Hristos vin să ceri iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de legilor și le săvârșește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne Iisuse Hristoase, te rog să scrii în dreptul acestui suflet iertare. Și acum, Doamne, iau autoritate și vin să desleg orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste familia aceasta, peste casa aceasta, în urma păcatelor și fără de legilor lor. Te rog, Doamne, să scrii în dreptul lor iertare și te rog să scrii în dreptul lor deslegare. Și acum, Doamne, iau autoritate peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme și orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele Lui Iisus Hristos, le mustru și le poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, binecuvintează sufletul acesta, adu, Doamne, sănătate, adu bucurie și pace, adu mântuire, binecuvântare în casa și în familia lor și numele Tău, Doamne, să fie proslăvit și glorificat. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, aleluia, amin, amin. Ceea ce am văzut în vedenie când am început să mă rog pentru tine, Florine, mi-a arătat Dumnezeu ca și cum este roata olarului. Când olarul își modelează un vas, acel vas se învârte pe roata olarului și se face modelarea. Am înțeles că ăsta era un plan din partea lui Dumnezeu ca să modeleze viața ta, sufletul tău, familia ta. Nu știu exact ce plan are Dumnezeu. Părerea mea este să cauți să te apropii de Dumnezeu, ca Dumnezeu să poată să intervină în viața, în familia ta, să vă aducă pocăință, mântuire și vindecare și Domnul să vă ajute. Bun, preluăm încă un telefon. Eugenia din Cugir. Bună seara, Eugenia! Bună seara, domnul pastor! Da, spuneți, vă rog! Oprește-l! Pentru sănătatea mea și a soțului, vă rog, domnul pastor! Așa, sănătate pentru tine și soțul, da? Probleme de boală. Avem boală, eu am o depresie, am probleme cu stomacul, cu reuma, soțul la fel are probleme cu reuma, are multe operații. No, Domnul să vă ajute, ne rugăm pentru voi și Domnul să intre la lucru în casa și în familia voastră. Bine, mulțumim frumos de telefon. Mulțumim. Bine, Doamne ajută, noapte bună. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Eugenia din Cugir, care vine, Doamne, să mijlocească pentru familia ei, pentru soțul, probleme de sănătate, Doamne, probleme cu stomacul, depresie, Doamne, probleme de reumatism și alte boli care sunt acolo. Doamne, Tu știi și cunoști problemele lor, suferința lor, în numele Lui Iisus Hristos vin, Doamne, să cer iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de legilor, ce le săvârșește cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie iertare și grațiere. În numele Lui Iisus Hristos vin să dezleg familia aceasta, pe Eugenia, casa ei, soțul ei și toată casa lor, de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste casa lor, peste familia lor, Doamne, și te rog să scrii în dreptul lor iertare și deslegare. Și acum, Doamne, iau autoritate în numele Lui Iisus Hristos peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le mustru, le leg în numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, lasă o picătură din sângele Tău și sfințește și curățește, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne, și tămăduiește. Prin rănile Tale, în numele Lui Iisus Hristos, vin să declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Fă-ți, Doamne, numele de slavă. Adu, Doamne, mântuire, adu, Doamne, pocăință, adu, Doamne, vindecare și eliberare. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, și prin Duhul Sfânt, aleluia, amin, amin.
Bun, încă un telefon, Nicu din Unirea. Bună seara, Nicu! Doamne ajută, domnul pastor! Doamne ajută! Spuneți, vă rog! Spuneți! Pentru soție, pentru maică-mea, pentru toată familia, pentru copii, pentru pace, prosperitate și înțelegere în familie. Am înțeles. Bun, sigur. Sănătate. Doamne ajută! Mulțumim frumos de telefon! Doamne ajută! Doamne ajută, Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Nicu din Unirea, care vine să mijlocească pentru soție, pentru copii, pentru toată familia, pentru mama. Doamne, Tu știi și cunoști problemele, situația din familia aceasta, durerile lor, întristările lor, nevoile lor. În numele Lui Iisus Hristos vin să cer iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, ci le săvârșește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne Dumnezeule, scrie în dreptul lor iertare și grațiere. Și acum iau autoritate în numele Lui Iisus Hristos și vin să dezleg familia aceasta de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o în urma păcatelor, fără de legilor și nelegiurilor lor. Scrie, Doamne, și deslegare în dreptul acestei familii. Și acum, Doamne, iau autoritate și vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate, asociate cu aceste duhuri, le leg în numele Lui Iisus Hristos, le mustru și le poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Lasă, Doamne, o picătură din sângele Tău și sfințește și curățește, Doamne. Lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne, prin rănile Tale, în numele Tău, Iisuse Hristoase, declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Revarsă, Doamne, binecuvântările Tale, protecția Ta, ocrotirea Ta și fă-ți, Doamne, numele de slabă. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Bun, avem încă un telefon. Ioan din Alba Iulia. Bună seara, Ioan! Ana, bună seara! Spuneți, vă rog! Aș dori o rugăciune pentru... Am o durere mare de cap și pentru sănătate, dacă mi-aș putea. Durere de cap, așa, și alte probleme de sănătate? Nu, alte probleme de sănătate, dacă da, pentru rugăciune pentru mine, vă rog, dacă... Sigur că da. Bun, ne rugăm! Dacă puteți, vă invităm să veniți și în Biserica Maranata, să vă facem și o ungere, dacă aveți timp, într-o joie seara, după 7. Bine, mulțumim frumos de telefon, Doamne ajută! Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Ioan din Alba Iulia, care vine să ceară, Doamne, o rugăciune pentru sănătate, durere de cap și alte probleme care îl afectează. Doamne, Tu știi și cunoști problemele lui, întristările lui, nevoile lui, în numele Lui Iisus Hristos, vin să cer iertare pentru Ioan, pentru toate greșelile, păcatele și fără de legi, lucrurile să vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie iertare și grațiere și acum vin să-l dezleg pe Ioan de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o în viața lui, peste casa, familia lui, peste trupul lui, în urma păcatelor, fără de legilor și nelegiuirilor lui. Doamne, scrie iertare și deslegare în dreptul acestui suflet. Și acum iau, Doamne, autoritate și vin, Doamne, să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme care sunt, Doamne, peste sufletul acesta și toate celelalte asociate cu ele, le leg, le mustru numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească trupul lui, viața lui, familia lui, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, revarsă Tu o picătură din sângele Tău, sfințește-l, curățește-l, revarsă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă-l, Doamne, și prin rănile Tale declarăm, Doamne, vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. În mod deosebit, Doamne, atinge-Te de capul lui, Doamne, și de la o parte această durere de cap, mustrăm Duhul acesta. Doamne Dumnezeule, pune garda Ta de înger păzitor, pune, Doamne, pacea, liniștea Ta și numele Tău să fie proslăvit și glorificat în viața și în familia Lui și îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Ceea ce vreau să spun, dragul meu Ioan, când mă rugam, mi-a arătat Dumnezeu așa ca un, să spunem așa, un butoi, dar deschis la capăt. Nu era ca o fel de rai aia care se măsoară greu. Era ca un butoi mai înalt și Dumnezeu turna cum ar turna greu. Și greu ăsta a umplut butoiul și a început să dea în afară. Ceea ce cred este că Dumnezeu a pregătit o binecuvântare pentru tine. Greul și abundența asta care Dumnezeu turna era pentru tine, pentru casa ta. Roagă-te la Dumnezeu ca să împlinească lucrul ăsta și Dumnezeu să te binecuvânteze, să auzim lucruri de bine. Bun, avem încă un telefon.
Mirela din Abrud. Bună seara, Mirela! Pacea, Domnului, Tate Mariu! Pace! Spuneți, vă rog! Pentru mama mea, știți că v-am mai zis că mama mea are ambele picioare amputate și acum are ceva probleme de sănătate. Domnul, să o vindece pe moment, dacă se poate. Și pentru copiii mei, dar în mod special pentru fiul meu cel mare, Emanuel, este adolescent de 17 ani și Domnul să-l smulgă din anturajul în care a intrat, să-l aducă înapoi în casă Domnului, așa cum îi plăcea când era copil, să meargă la biserică, să spună poezii, să fie în corul bisericii Domnului. Amin, amin, amin. Trebuie să ne rugăm să putem să-i smulgem din mâna satanei. Asta este, da? Amin. Este o perioadă foarte critică, vârsta asta de 17 ani până pe la 20 ceva de ani, până când le vine mintea la cap. Trebuie să fim foarte atenți. Bine, 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 Mirela, ne rugăm. Rămâneți binecuvântați în cer și pe pământ, dumneavoastră și familia dumneavoastră. Amin, amin, mulțumim, Doamne ajută, multă pace. Pace. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Mirela din Abrud, care în această seară vine să mijlocească pentru familia ei, pentru mama care are probleme de sănătate cu picioarele, Doamne amputate. Ne rugăm pentru copii, în special pentru cel mare, adolescent, Doamne, care lanțurile lumii și problemele lumii l-au prins, Doamne, te rog să îl binecuvintești și să-l aduci, Doamne, înapoi în familie, în sânul bisericii, Doamne, să-l faci un copil al Tău binecuvântat de Tine. Doamne, mă unesc cu Mirela la această seară și vin, Doamne, să cer iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de legilor, cel să fășește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Scrie, Doamne, în dreptul lor iertare și grațiere. Și acum, Doamne, vin să dezleg pe sora, casa lor, familia lor, de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste ei și casa lor în urma păcatelor, fără de legilor și nelegiuirilor lor. Și, Doamne, te rog să scrii în dreptul lor deslegare și iertare. Și acum iau autoritate în numele lui Iisus Hristos, nume mai presus decât orice nume și vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme, duc de neascultare, nesupunere sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc plăsească casa aceea, familia aceea, copiii, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, lasă o picătură din sângele Tău și sfințește și curățește, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne, și tămăduiește în numele lui Iisus Hristos și prin rănile Domnului declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt care să-și facă acolo lucrarea, numele Tău să fie proslăvit și binecuvântările Tale să fie peste casa și familia aceea. Încredințăm mâna și în brațul Tău și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia, amin, amin. Avem încă un telefon. Ioan din Alba Iulia. Bună seara, Ioan! Bună seara! Aș dori, dacă putea, o rugăciune pentru Gabriela, pentru sănătate și noroc în viață. Gabriela pentru sănătate, da? Da. Sigur că da. Ne rugăm. Mulțumim frumos de telefon. Doamne ajută, noapte bună. Doamne Dumnezeule, Monescu Ioan din Alba Iulia, că în această seară vine să mijlocească pentru Gabriela, pentru sănătate, pentru binecuvântare, prosperitate. Doamne, Tu știi și cunoști problemele, nevoile lor în numele lui Iisus Hristos. Vin să cer iertare pentru Gabriela, pentru toate păcatele, fără de legile și nelegiurile ce se vârste cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne Dumnezeule, vin să desleg acum pe Gabriela de orice legătură demonică și te rog, Doamne, să scrii în dreptul ei deslegare și grațiere și iertare, Doamne. Și acum iau autoritate în numele lui Iisus Hristos și vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos, le poruncesc să părăsească trupul ei, viața lor, familia, ei se ducă direct în adânc să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare, o picătură din sângele Tău, sfințește, curățește și vindecă, Doamne. Revarsă, Doamne, binecuvântările Tale, protecția Ta, ocrotirea Ta. Fă-ți, Doamne, numele de slavă și eu îți mulțumesc, Tată, că știu că Tu poți să faci nespus mai mult decât înțelegem să pricepem noi. De aceea Te lăudăm și Te binecuvântăm, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin, amin. Ceea ce Dumnezeu mi-a arătat într-o vedenie era un car și în carul acesta era o femeie îmbrăcată într-o culoare albă, purtată de carul acesta. Cred că este carul de biruință al Domnului, este carul de binecuvântare. Domnul să dea binecuvântare, biruință, protecție peste
numele acesta, Gabriela, pentru care ne-am rugat în această seară. Glorie și mărire Domnului. Mulțumim Domnului! Mulțumim Domnului căci până aici El a fost cu noi și Dumnezeu este Cel ce ne ascultă totdeauna, Cel ce ne răspunde la rugăciunile noastre. Încă o dată, pentru cei care mă rog, vă îndemn, după ce ați primit rugăciunea, îngenunchiați acolo sau vă rugați împreună cu mine pe genunchi sau veniți și spuneți: Doamne Dumnezeule, eu cred că Tu ai ascultat rugăciunea pe care a făcut-o fratele păstor, cred, Doamne, că Tu vei răspunde la rugăciunea aceasta și ne vei da un răspuns pozitiv și de aceea noi îți mulțumim, te lăudăm. Încercați să vă motivați și să afirmați pozitiv cu credință la ceea ce noi ne rugăm aici și nu dați voie diavolului ca să vă fure această binecuvântare. Că dacă după rugăciunea mea apar cuvinte de necredință sau de tăgăduire sau așa mai departe, ați pierdut tot ceea ce noi am făcut aici. Deci încercați să vă păstrați și să vă păziți ceea ce noi cerem înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt convins și cred din toată inima că Dumnezeu mă ascultă la fiecare rugăciune. Înțelegeți? Nu sunt aici la voia întâmplării, Dumnezeu mă ascultă la fiecare rugăciune. De aceea să o luăm în serios, dacă ați reușit să intrați în direct și m-am rugat pentru voi, să credeți că ceva se întâmplă. Eu nu știu ce exact, că Dumnezeu e Cel ce face. Dar în dreptul vostru se întâmplă ceva și ceva bun. Nu există ca Dumnezeu să nu ia o măsură, că o ia pe loc, o ia mâine, o ia la noapte, nu știu. Dar știu că Dumnezeu va lucra în familia și în casa voastră. Amin? Bun, haideți să luăm încă un telefon. Avem pe fratele Micloș din Târgu Mureș. Bună seara, frate Micloș! Bună seara, frate pastor! Bună seara! Spune, dragă! Vreau, frate, niște rugăciune pentru sănătate, așa, pentru spor de casă, să avem spor și la casă și binele căsii. Amin, amin! Și Dumnezeu să depărtează satana de la copii, de la familia mea, de la nepoții mei. Amin, amin! Bine, frate Nicu, sigur, ne rugăm cu toată dragostea, ne-am mai rugat și ne mai rugăm. Să-L ajute Dumnezeu să poate să cumpără o căsuță undeva cu familia lui. Bine, sigur, Domnul să lucreze și la casa aceea. Bine, bine, mulțumim, Doamne, frumos de telefon. Bine, multă pace, multă pace, noapte bună. Doamne, pace, Dumnezeu, frate, rămânesc pace, cu fratele Micloș din Târgu Mureș, care în această seară vine să mijlocească pentru casa, pentru familia lui, pentru copiii lui. Doamne Dumnezeule, dă-le sănătate, dă-le binecuvântare, Doamne, dă-le protecție, ocrotire. Vor, Doamne, să-și cumpere și o căsuță, ajută-i, Doamne, să își cumpere și o căsuță, Doamne, să fie acolo binecuvântați în casa și în familia lor. Doamne Dumnezeule, ajută-i să urce pe treptele credinței. Dumnezeu mi-arată în vedenie niște trepte pe care zice Domnul să urcați prin credință, ca El să vă poată binecuvânta. Doamne Dumnezeule, vin încă o dată să cer iertare pentru fratele Micloș și casa și familia lui, toți cei dragi din casa lui, Doamne, pentru toate greșelile, păcatele și fără de legilor ce se vește cu voi, fără de voi, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie iertare și grațiere. Și acum, Doamne, vin să dezleg pe fratele Micloș și casa și familia lui de toate greșelile, păcatele lor, de toate, Doamne, legăturile pe care diavolul le-a pus peste viața lor. Scrie, Doamne, iertare și grațiere și deslegare. Și acum, încă o dată, Doamne, vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg, le mustru în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească casa, familia lor, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Dumnezeule, revarsă o picătură din sângele Tău, revarsă o picătură, Doamne, din balsamul Tău de vindecare, Doamne. Prin rănile Tale declarăm vindecare totală din vârful capului până în tălpile picioarelor. Trimite, Doamne, îngerii Tăi, Doamne, revarsă binecuvântările Tale, Doamne, și numele Tău, Doamne, să fie proslăvit și glorificat. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia, amin, amin, amin. Frate Micloș, mi-a arătat Dumnezeu într-o vedenie cum casa voastră, sau tu, sau cineva din casa voastră, erați cumva într-un proces de prelucrare. Ca și cum se pune o piesă și intră la o forjare și ia să scântei când se învârte piesa respectivă, se forjează, se prelucrează. Cam așa mi-a arătat Dumnezeu că se făcea
o lucrare de forjare, de prelucrare din care ieșeau scântei. Acum, când omul este prelucrat de Dumnezeu, mai apare și durere, mai apare și o suferință, mai apar anumite probleme. Mulțumiți Domnului pentru toate încercările, spuneți, Doamne, dacă este ceva din partea Ta, noi primim toate lucrurile, căci știm că toate lucrurile, spune Sfânta Scriptură, lucrează de împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea putere și binecuvântare. Mai avem încă un telefon. Marinela din Câlnic. Bună seara, Marinela! Da, bună seara! Da, bună seara! Pace, frate Marius! Pace, frate Marius, sufer de o mare neliniște. N-am somn și din cauza la epilepsie asta sunt tare neliniștită. Nu mai pot să dorm, nu mai pot să mă mai hrănesc, nu mai pot să mai fac nimic. Sunt cu o cuprins, o frică de moarte. Ca când mă cuprinde frica, de mi-o cuprins frica tot corpul de moarte, nu știu. Păi asta e o depresie cauzată de epilepsie. Și epilepsia asta o ai de mult? La 16 ani și m-au trimis la Cluj, că vrea să-mi implanteze nu știu ce pe creier, nu știu ce chip, nu știu ce să-mi pun acolo. Am înțeles. Asta mai poate face nimic. Da. Păi poate Domnul. Numai El poate. Așa. Bine, lasă că ne rugăm împreună și Domnul să lucreze, să-ți aducă izbăvire, să aducă eliberare, liniște și pace. Și Domnul să-și facă numele de slavă. Bine, mulțumesc frumos de telefon. Doamne ajută! Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Marinela din Câlnic în această seară. Vine, Doamne, să ceară ajutorul și sprijinul Tău, Doamne, în boala care o macină, Doamne, boala aceasta de epilepsie care i-a dus, Doamne, o neliniște, i-a dus, Doamne, o depresie. Te rog în numele lui Iisus Hristos să privești, Doamne, către sufletul acesta cu ochi de milă și îndurare. În numele lui Iisus Hristos te rog să scrii, Doamne, în dreptul lor iertare. De aceea vin, Doamne, să mărturisesc toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, cele se vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, vin să o dezleg pe Marinela de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste ființa ei, prin păcatele, fără de legile și nelegiurile ei, ale părinților, bunicilor și strămoșilor până la 7-a generație. Doamne, este un duh puternic de epilepsie în numele lui Iisus Hristos. Vin să leg duhul acesta de epilepsie și orice duh de boală, neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos, le mustru și le poruncesc să părăsească trupul ei, viața ei, ființa ei, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, lasă o picătură din sângele Tău și sfințește și curățește trupul ei, sufletul și duhul ei. Lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și adu, Doamne, vindecare. În numele Tău și prin rănile Tale, Doamne, declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Încă o dată, Doamne, binecuvintează sufletul acesta, dă-i pacea Ta, dă-i liniștea Ta. Mustru duhul acesta de neliniște, de frică, de teamă, Doamne. Mustru încă duhul acesta de epilepsie și în numele lui Iisus Hristos îi poruncesc împreună cu toate celelalte să părăsească trupul ei. Fă-ți, Doamne, numele de slavă. Binecuvintează, Doamne, și sfințește și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin, amin. Bun. Mulțumim Domnului pentru toți cei care ați reușit să ne sunați în această seară. Dacă mai avem un telefon, mai preluăm un telefon și apoi o să încercăm să ne rugăm și pentru cei care n-au putut să intre în direct, poate n-au avut curajul sau n-au putut să intre în direct, o să ne rugăm și pentru toți telespectatorii noștri ca să putem să facem și rugăciunea generală. Da, avem încă un telefon. Și cu aceasta încheiem cu telefoanele. Bazil din Aiud. Bună seara, Bazil! Bună seara! Da, spuneți! Fratele pastor! Da, spuneți! Fratele Hanțigan! Vă aud, spune! Vreau să te rog la Dumnezeu pentru familia mea. Așa? Și pentru mine că-s bolnav. Să știe Dumnezeu că n-am niciun spor în casă. Am înțeles. Bun, ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă vindece. Amin, dragi. Bine, dragul meu, bine, mulțumim frumos de telefon. Multă pace, Doamne ajută. Noapte bună, Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Bazil din Aiud, care vine, Doamne, să mijlocească pentru casa lui, pentru familia lui,
pentru problemele de boală, pentru binecuvântare, pentru spor în casa lor. Doamne, Tu știi și cunoști problemele, întristările, suferințele lor. În numele Lui Iisus Hristos, vin, Doamne, să cer iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de legilor, ce le săvârșește cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Scrie, Doamne, în dreptul lor iertare și grațiere. Și acum, Doamne, în numele Lui Iisus Hristos, vin să dezleg pe fratele Bazil și casa lui, familia lui, de toate legăturile demonice pe care diavolul le-a pus peste casa lor, peste familia lor, urma păcatelor, fără de legilor și nelegiurilor. Scrie, Doamne, grațiere și iertare și deslegare. Și în numele Lui Iisus Hristos, vin să mustru orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri. Le leg în numele Lui Iisus Hristos, le mustru și le poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, revarsă Tu balsamul Tău de vindecare, de binecuvântare, o picătură din sângele Tău care să sfințească și în numele Tău și prin rănile Tale, Doamne, declarăm vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Dă-le, Doamne, spor în casă, binecuvântări cerești și pământești, dă-le, Doamne, pocăință, dă-le, Doamne, duc de ascultare, de supunere și numele Tău să fie proslăvit și glorificat în casa și în familia lor. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Ne oprim aici cu telefoanele. Pentru toți cei care în această seară doriți ca să intrați în unitate cu mine, cuvântul Domnului ne spune că dacă doi dintre noi ne unim să cerem un lucru oarecare, ne va fi dat. Vă rog să îngenunchiați acolo în fața televizorului. Dacă aveți o boală oarecare în trup și puteți să puneți o mână, puneți o mână acolo unde vă doare. Și eu vin și spun, Doamne Dumnezeule, mă unesc în această seară cu toți telespectatorii care ne urmăresc în lungul și latul pământului. Doamne, ne unim să venim să batem la ușa de milă și de îndurare. Doamne Iisuse, Tu cunoști situația lor, problemele lor, nevoile lor. În numele Lui Iisus Hristos vin să cer iertare pentru toți cei ce au îngenunchiat, cei care s-au unit cu mine în această seară și cer, Doamne, iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de legilor, ce le săvârșește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie în dreptul lor iertare, grațiere și acum iau autoritate în numele Lui Iisus Hristos și vin să dezleg pe toți cei ce au îngenunchiat, cei ce s-au unit cu mine în această seară, îi dezleg de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o în urma păcatelor, fără de legilor și nelegiurilor lor. Doamne Dumnezeule, scrie, Doamne, iertare și dezlegare. Și acum iau autoritate în numele Lui Iisus Hristos și vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme și orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească ființa lor, viața lor, familia lor, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Dumnezeule, lasă o picătură din sângele Tău și sfințește și curățește, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne. Tămăduiește, Doamne, prin rănile Tale declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Este o persoană pe nume Vasile, care Dumnezeu vrea să se atingă. Nu știu ce boală ai, dar Dumnezeu vrea să se atingă de tine. Nicolae, de asemenea, un nume, o persoană pe nume Nicolae, Elisabeta. Elisabeta, Doamne, te rog să binecuvintezi, te rog să sfințești. Traian, un nume Traian. Doamne Dumnezeule, atinge-te și de Traian, Doamne. Tu știi nevoile lor, Doamne. Te rog să reverși, Doamne, binecuvântările Tale, protecția, ocrotirea, pacea Ta, Doamne. Acolo unde este neascultare, copii răzvrătiți, Doamne, întoarce-i acasă, sfințește, eliberează-i, Doamne, de orice probleme demonice, de orice duhuri necurate, beție, curvie, lăcomie, droguri sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhurile mustru, Doamne, care sunt peste tinerii aceștia care, Doamne, în vremea aceasta sunt rătăciți, plecați de acasă, Doamne, întoarce-i acasă. Restaurează, Doamne, problemele care sunt în familie între soț și soții, Doamne. Dacă sunt cazuri de divorț sau de alte forme, Doamne, nimicește acest plan vrăjmaș care vrea să dezbine, să rupă, să aducă la divorț. Doamne, lasă, Doamne, o picătură din sângele Tău, sfințește, curățește, vindecă, Doamne, mintea lor. Doamne, te rog să binecuvântezi pe toți cei ce urmăresc această emisiune, să binecuvântezi pe toți cei ce susțin această emisiune, Doamne, și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Cei ce ne puteți susține într-o formă sau alta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Încheiem aici, vă doresc o săptămână binecuvântată, o noapte binecuvântată. Nu uităm, tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. La revedere, Doamne ajută, pe săptămâna viitoare.
Ați urmărit o emisiune realizată de pastorul Marius Hațegan din partea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Pentru o întâlnire personală cu pastorul Marius Hațegan, vă așteptăm la Biserica Maranata din Alba Iulia, strada Liviu Rebreanu, numărul 1. Dumnezeu să vă binecuvinteze!